Pentru obținerea tonului dorit vom avea nevoie de iTunes, atât pentru editarea melodiei din care ne dorim tonul de apel, cât și încărcarea acesteia în telefon. Vom folosi ca și sistem de operare OS, dar procedura este similară și pentru utilizatorii de Windows. Deci mai întâi avem nevoie de iTunes, astfel dacă nu e instalat îl instalăm, după care îl pornim, încărcăm melodia și o ascultăm urmărând intervalul de timp pentru a estima partea din care vom obține tonul de apel. Asta pentru că suntem limitați la o durată de maxim 30 de secunde. Când, când ne-am decis asupra melodiei, putem să dăm click dreapta pe aceasta, apoi get info, obțineți informații și mai apoi opțiuni. Acolo vom putea selecta intervalul tonului, începutul acestuia și sfârșitul acestuia. În exemplu vom, vom vedea că... Eu am folosit primele 18 secunde ale, ale melodiei Astfel începutul l-am lăsat 0-0, deci nebifat Iar am bifat doar finalul acesteia, minutul 0, secunda 18 După care pasul următor este să convertim acest interval în versiunea AAC Pentru asta meniul File, Convertiți creați versiunea AAC și vom observa că va apărea un nou fișier cu același nume, dar durata de timp va fi cea care am selectat-o la pasul anterior. Apoi putem merge pe melodia, deci principalul fișier, în același loc inițial, unde debifăm finalul acestea pentru a lăsa melodia întreagă. Pasul următor, clic dreapta pe noul fișier obținut, și îl deschidem în Finder, în cazul meu, pentru că folosesc OS, iar uh, pentru utilizatorii de Windows ar fi fost uh, Explorer. Motivul pentru care îl deschidem aici este să edităm extensia acestuia din punct M4A, care este uh, prezent în M4R. Odată ce am făcut asta, este important să ștergem uh, fișierul creat în iTunes, dar doar din iTunes. O să-l lăsăm în sistem. Deci, nu ștergem din sistem, doar din iTunes. Este un pas important pentru salvarea uh, melodiei în secțiunea de tonuri. După care, cu dublu clic, uh, îl, îl deschidem din Finder și o să observăm că el rulează, dar nu este prezent în librăria de melodii, ci, cea, ci în cea de tonuri. Când acest lucru a fost finalizat, următorul pas este să conectăm telefonul la iTunes pentru a face sincronizarea între iTunes și telefon. Când telefonul a apărut în iTunes, mergem la secțiunea de tonuri, ne asigurăm că căsuța sincronizare tonuri și mai apoi toate tonurile sunt bifate și apăsăm butonul de sincronizare din josul paginii. În continuare vom aștepta ca sincronizarea să se efectueze. Va dura câteva minute, poate. Iar odată ce asta s-a încheiat, sincronizarea între iTunes și telefon s-a finalizat, moment în care noul ton creat va fi găsit în telefon. Pentru a vedea asta, mergem în setările telefonului, la sunete, și mai apoi la tonuri de apel. Și îl vom găsi listat în capătul listei. Va fi primul ton de apel. În cazul de față sunt două pentru că am creat două. Și cu asta am încheiat procedura și sper că informațiile vă vor fi de folos. Așa că numai bine, pe curând.